De când m-am căsătorit și am copii, vreau să spun că îmi place foarte mult să fac prăjituri. Prăjituri de casă. Mai întâi făceam pandișpan sau cornulețe sau tot felul de muffins, pentru că observam bucuria copiilor când le scoteam din cuptor, când era cald în bucătărie, când se umplea casa de un miros plăcut. Și mi-am dat seama că le creez amintiri nu doar legate de gust, ci și de miros și de emoții și mi-am dorit foarte mult acest lucru. În jurul meu, când într-o parte, când în alta, auzi cuvintele nu se merită, nu se merită. Nu se merită să faci prăjituri acasă, le găsești mai ușor și mai rapid de cumpărat în magazin, mai ieftin, nu trebuie să faci o cantitate foarte mare și resturile să le mănânci tu și să implicit riscurile care sunt. Și auzeam mereu cuvintele acestea și noi ca mame, de multe ori ne reevaluăm aproape zilnic principiile, valorile, ne dorim să luptăm pentru ceva, să implementăm ceva și când auzim toate aceste vorbe, nu se merită, nu se merită, nu se merită, ce facem atunci? Am luat un lucru și lecția care am învățat-o cea mai importantă pentru mine este că se merită. Și se merită ca să implementez niște principii în familia noastră, se merită să fac prăjituri de casă. Când am primit această lecție, am avut oportunitatea să merg în China în anul 2019 și acolo am avut tot oportunitatea și bucuria să vizitez un patrimoniu UNESCO și anume armata de teracotă sau soldații teracotta soldiers, cum este regăsită și denumită în domeniul internațional. Ei bine, ce este așa de special această armată de teracotă este că face parte dintr-un mausoleu. Asta înseamnă că este o anume artă funerară, o artă, sunt niște sculpturi în teracotă, pictate, care sunt îngropate împreună cu primul împărat al Chinei, împăratul Qin. Ce este deosebit la acest lucru? Faptul că sunt peste 8.000 de soldați, călăreți, pedeștri, care, cai, toate aceste lucruri au o individualitate aparte. Nici unul din acei 8.000 de soldați nu semăna și nu era identic unul cu celălalt. Fie culoarea ochilor, forma ochilor, genele, sprâncenele, expresia feței, părul, înălțimea, îmbrăcămintea, toate erau diferite. Și m-am gândit atunci la oamenii care au sculptat, care au făcut aceste sculpturi. Pur și simplu m-am gândit la ei, oare în timp ce bunicul acela stătea și făcea, așa cum se spune vorba, muncă de chinez bătrân, copiii lui și nepoții lui vedeau dăruirea cu care el făcea, vedeau meticulozitatea, faptul că aborda lucrurile cu o mare seriozitate. Și atunci lucrurile acestea nu doar că au rămas peste acești soldați de teracotă, dar copiii și nepoții văzând lucrurile acestea le-au preluat într-un mod indirect, involuntar. Iată că atunci mi-am zis se merită. Ca să construiești ceva, să faci cu o măiestrie deosebită, o artă funerară care știi că va fi îngropată. Nu e una să construiești și știi că faci turnul Eiffel, care va fi ceva reprezentativ pentru Franța. E una să știi că faci sau lucrezi la Statuia Libertății, care este ceva reprezentativ pentru America. Dar să faci cu dedicare o artă funerară, da, sunt acele voci care spun nu se merită. Nu se merită să pui timp în educația copilor, nu se merită să faci prăjituri de casă. Și iată că aceste figurine, acești soldați de teracotă au ajuns patrimoniu UNESCO, au ajuns o minune a lumii. Au condus la munca chinezilor de a fi axată pe artă. Iată că se merită și mi-am zis se merită. Principiile particulare care le cred și sunt importante, care mă caracterizează pe mine, le cultiv în familia mea, pentru mine, pentru copiii mei și se merită. Ce va fi de aici înainte? Nu știm, dar se merită, chiar dacă astăzi nu se vede. Printre atâtea voci care le auzim că nu se merită, una dintre ele este adresată și educației sau principiilor care le implementăm în familiile noastre.
Ca și mame ne luptăm de multe ori și nu știm să prioritizăm în educația copiilor. Vrem să fim cu ei și la timp la grădiniță, să aibă și rochița cea mai frumoasă, să fie îmbrăcați și la modă. Au, când mergem la dentist ne dăm seama că nu prea s-au spălat bine pe dinți. Pur și simplu simțim această avalanșă de dorințe și de lucru care vrem să le învățăm, să învățăm pe copiii noștri. Un alt lucru care l-am învățat în vizita în China a fost înțelegerea versetului: învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Mergeam pe o alee spre universitate și pur și simplu de o parte și de alta aleei, a străduței, erau copaci. Erau copaci foarte, foarte înalți, la distanță regulată unul de celălalt. Ce m-a impresionat a fost că tulpinile lor erau înalte, lipsite de crengi și aveau crengi doar în vârful copacului și aceste crengi se întrepătrundeau una cu cealaltă de la celălalt copac. Atunci, văzând acele tulpini drepte, lipsite de crengi, mi-am dat seama ce înseamnă să înveți pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Atunci când vedem lăstari care nu sunt potriviți în viața lor, atunci trebuie tăiați, trebuie corectați. De multe ori, dacă copilașul este obraznic, spunem, a avut o zi proastă, mâine sau când va crește mai mare, e vârsta, e specific vârstei, când va crește mai mare o să se corecteze singur. Nu este acest lucru adevărat. Suntem învățați și suntem chemate ca să-i corectăm pe copilaș, să-i învățăm. Și atunci orice lucru care este nepotrivit, prin dragoste, prin înțelepciune și prin învățarea lui, putem să-l îndepărtăm. În felul acesta menținem o tulpină dreaptă a copacilor, în felul acesta construim un caracter integru în copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu!